Mă bucur că putem să continuăm studiul început în istoria faptelor apostolilor. Astăzi avem subtitlul 5. Ne aducem aminte că Isus Hristos și-a ales ucenici pentru un scop. Ei au fost puși în slujba lui. Așa cum Adam a fost pus în slujbă de Hristos când l-a creat, acum când Hristos a recreat omul, când a făcut pe al doilea Adam în sine însuși, el dă ucenicilor lui această sarcină, această comandă, această răspundere enormă să ducă mesajul lui pentru ca toți să primească mântuirea, ca toți să vadă slava lui Dumnezeu și el îi trimite în toată lumea. De ce în toată lumea? Pentru că toți suntem în aceeași situație dificilă, nemântuită, incapabil de viață din nașterea noastră. El le dă o claritate. Trebuie să-i învățați ce trebuie să facă pentru a deveni liber, de cătușele de firea păcătoasă cu care s-au născut. El spune: Trebuie să-i botezați. Botezul este un semn exterior că ceva în mine e greșit și trebuie să scap de el. Firia noastră păcătoasă, care am moștenit-o de la cel rău, prin Adam, pentru că Adam a preluat-o. Și datorită legii eredității, care nu cunoaște schimbare, noi toți ne naștem cu ea. Și ea trebuie omorâtă. Altfel, nu putem fi liberi. Ea ne ține în cătușe. cătușele, cătușele trebuie tăiate. Și cătușele, cătușele acelea sunt firea noastră cu care ne naștem. De aceea, prin botez, dovedim, arătăm că am înțeles că în noi acele cătușe trebuie rupte, distruse. Apoi zice, faceți din ei ucenici. De ce? Pentru că prin botez de-abia începem un proces și fiind chemați la ucenicie, noi ne schimbăm, vedem nevoia noastră, vedem fiecare zi cătușele și atunci Putem să mergem fiecare zi la cruce, fiecare zi la cea moarte a erorii, să o luăm din viața noastră. Iisus a spus că El va fi cu noi până la încheierea slujbei. Deci El va fi credincios nouă pentru că El ne-a dat slujba până la sfârșitul ei, El va fi cu noi. Și El are și trebuie să fie cu noi pentru că toate resursele, puterea pe care noi avem nevoie ca să împlinim slujba, să împlinim chemarea și comanda, atunci la El sunt. Și de la El putem liber să mergem, să luăm, ca să îndeplinim slujba pentru aceast, acest pământ. Da, Dumnezeu s-a făcut dependent pentru această lume, de lucrarea copilor săi. Așa cum s-a făcut dependent de Adam ca pământul acesta să funcționeze bine, acum pentru mântuirea pământului Dumnezeu se face dependent de ucenicii săi pentru ca prin lucrarea lor pământul acesta să fie salvat, salvat, adică toți oamenii care trăiesc într-o singură generație să ajungă să vadă lumina. Ca să se poată aduce sfârșitul acestui viac. Ne aducem aminte că Dumnezeu, când a creat viața, a creat pe Adam. Și Dumnezeu așa creează, că El face o ființă care apoi, prin reproducție, se înmulțește continuu la nesfârșit. Deci, viața lui Adam a fost făcută să fie fără un sfârșit. El are un început la creație. Dar n-a fost făcut să moară. Și lui Adam, Dumnezeu îi face o soție, îi face o femeie. Aceea este luată din coasta lui, adică este luată din viața lui. Dumnezeu, când o creează pe Eva, ea nu este o ființă din un bulgar de, de pământ în care să-i însuflețească, să-i însufle. Suflarea de viață? Nu. Ea este luată din ceva viu. Eva este făcută din Anam. Ea este viața lui. Și toți descendenții care se nasc nu sunt decât viața lui Adam. Deci, Dumnezeu a făcut ca dintr-o singură viață să fie miliarde de indivizi. Și toți din aceștia care s-ar fi născut din Adam și Eva ar fi trăit veșnic, așa cum și El ar fi trăit veșnic. Care este cea mai mare nevoie a omului? Când Dumnezeu l-a creat pe om, l-a făcut așa încât dragostea e cea mai mare nevoie și Dumnezeu fiind singura sursă de dragoste pentru om, aici se dă care este nevoia lui. Și când Adam a fost creat, avea în Duhul său adevărul că este o ființă creată, fiind o ființă creată, încrederea poate să fie numai în Dumnezeu și canalul sau calea de a lua dragostea din Dumnezeu și a da acestui pământ a fost liber. Pământul a fost pus pe deplin în mâna lui Adam și atâta timp cât Adam ar fi fost legat de Dumnezeu prin încredere să-și ia dragostea ca să lucreze prin ea, dragostea este puterea de viață, este Motivația din care orice faptă trebuie să se facă, el ar fi putut să ne plinească totul, și pământul ar fi fost un paradis și s-ar fi făcut tot mai frumos pentru că așa a făcut Dumnezeu să fie. Însă, Adam cade, el își ia încrederea din Dumnezeu și își pune încrederea în Lucifer. Punându-și încrederea într-o ființă creată, din adevăr se face eroare din eu sunt o ființă creată, devin un Dumnezeu și din dragostea se face egoism. Și așa noi suntem separați de Dumnezeu pentru că nu știm ce este în inima noastră. Este așa de cumplit să văd zi de zi în cabinetul meu că boala fizică e rezultatul exercitării unui lucru care arată ca dragoste, dar nu este. Noi iubim pe cei din jurul nostru, dar ca să-i mâncăm. Îi iubim pentru noi. Ne supărăm pentru noi. Când cineva din jurul nostru face o greșeală, noi nu avem milă de cel care greșește, ci pentru că ne minte pe noi, zicem, mie mi-a greșit și suntem răniți și ne curge nasul sau urechea sau eu știu ce. Pentru că nu vedem că egoismul este atât de profund în ființa noastră. Fiind separați de Dumnezeu, nu avem nicio posibilitate decât să trăim dintr-o sursă care nu este eficientă. De aceea, conceptul lui Dumnezeu de viață a fost întrerupt. Adam moare pentru că primește firea păcătoasă. Eva a primit-o deja înaintea lui. Și acum. Ei moștenesc fiecăruia dintre urmașii lor aceeași ființă, fiecare individ se naște spiritual mort. Și eu și dumneavoastră care ascultați, sunteți 100% din Adam și suntem toți născuți spiritual morți. Și noi n-am fi existat niciodată dacă nu ar fi existat un plan în care noi să ieșim din această moarte spirituală, din această despărțire de Dumnezeu. Știm că numai Fiul lui Dumnezeu a putut să refacă conexia care s-a întrerupt în Adam. De aceea El a devenit om. El a trebuit să fie din Tatăl Său știind că este o ființă creată. El a trebuit să devină om din Maria care i-a moștenit claritatea pentru că nu se poate ca legea realității să schimbe, din tata el moștenește adevărul, din Maria el moștenește minciuna, el trebuie în el însuși să facă din nou conexia omului, de aceea el este conectat din naștere, din zămislire cu tatăl său, încrederea lui în tata este acea luptă a credinței pe care Isus a dus-o să distrugă firea păcătoasă în El însăși, pentru ca apoi să ne dea moștenirea aceasta nouă, biruința Lui, încrederea Lui în Tatăl Său, care a adus ca firea păcătoasă să fie exterminată, să fie scoasă din El pe cruce înainte să moară. Și când s-a înviat din morți, El a fost o ființă nouă și ne dă ca moștenirea, refacerea omului. Și această moștenire trebuie să ne aducă pe om din incapacitatea în care ne-am născut, din prizoneratul, din sărăcia în care ne-am născut spirituală să devenim bogați, din inima frântă să devenim sănătoși, din un prizonerat să fim eliberați, din orbire să fim văzători, din asuprire sau din dependența greșită să intrăm Într-o dependență corectă de Dumnezeu, care nu mai cunoaște poveri. În cinci tablouri, Isus ne arată incapacitatea umană din naștere. Și acum ne aducem aminte, ca să facem legătura cu cinczeciimea, că în poporul Israel, ca să exemplifice mântuirea omului, existau șapte sărbători anuale și Isus Hristos este împlinirea acestor sărbători. Când Isus Hristos a venit pe pământ și a devenit om, El a sărbătorit Paștele pe cruce, El a împlinit azimile și El a fost acela care la înviarea Lui a luat legănarea snopului și adică a înviat pe cei care au fost aleși să învie împreună cu El în ziua învierii ei au ieșit din mormânt glorificați exact ca și Hristos, incapabili de acum încolo să mai moară. Și au fost între ei 40 de zile. Aceasta este mijlocul, trupul și sângele, credința lui Isus. Mijlocul prin care putem fi mântuiți, e credința lui. Pentru că numai acolo putem cădea. Credința noastră nu se mai poate lega de. de de tata. Noi nu ne mai putem lega de Dumnezeu, pentru că noi avem acum firea păcătoasă care se încrede numai în oameni și în circumstanțe. Însă Hristos ne-a refăcut această legătură ca să ne putem încrede în Tata din nou. De aceea biruința, mijlocul care este reprezentat fizic ca trup și sânge, este în realitate credința lui Iisus Hristos. Ea ne este dată nouă. Dar când ne este dată? Și aici, în sanctuarul ceresc, Iisus intră după zece zile, după ce El s-a înălțat la cer. El intră aici și atunci au loc rusalele sau cincizecimea. Și aceasta este subiectul nostru. E așa de important să vedem în istorie când și de ce se întâmplă aceasta. Când Dumnezeu l-a creat pe om, i-a dat o slujbă după ce a sărbătorit sabatul împreună cu el. i l-a pus la lucru și i-a dat toată puterea. Aici trebuie refăcut omul. De unde să aibă el puterea să ducă acest mesaj la întregul pământ? De aceea, resursa, nevoia Duhului Sfânt, care este reversată la Rusalii, este tocmai ceea ce se întâmplă când Iisus Hristos intră în sanctuar. Și aș vrea să citesc un pic ca să ne uh, conectăm la subiectul uh, din Faptele Apostolului, capitolul 2. În ziua cinzecimii erau toți împreună în același loc, era ziua rusală, jertfa de mâncare, era exact acea sărbătoare care ei observau din totdeauna, adică de când Dumnezeu a instituit această, aceste sărbători. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat Câte una pe fiecare din ei și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească. Deci aici este nu numai ceva în care uh, ucenicii și cei care au adunați sunt înzestrați cu o putere extraordinară de a vorbi toate limbele, să spunem așa, ci e și ceva vizibil. Da? Dumnezeu a vrut ca să se facă vizibilă lucrarea invizibilă a Duhului Sfânt. Pentru că ea e doar vizibilă în felul nostru și în capacitățile care le avem. De obicei, ea nu este vizibilă. Dar pentru ca toți să înțeleagă că acest început al lucrării trebuie să fie Văzut clar că nu este puterea lor, că nu este ceva care o fac ei din propria lor putere, ci este o putere care o primesc și o administrează ei după cum Duhul le-a dat capacitatea să o facă. Deci Dumnezeu alege din nou ceva vizibil, pentru că are invizibilă, ca omul să nu fie iarăși ispitit să se încreadă în sine că ceea ce face, face din puterea lui. Este foarte frumos să vedem acest lucru. Și Dumnezeu, la sfârșitul lucrării, că vom ajunge și acolo, da? La sfârșitul lucrării, când El va aplica mijlocul și iertarea în prima parte și apoi în ziua ispășirii din care, în care noi trăim din 1844, el înainte să iasă de aici, înainte ca să se, să se încheie lucrarea, el din sanctuarul ceresc, din, această, din acest loc, el va revărsa a doua oară acea putere care se va manifesta mult mai mult decât aceasta. Aceasta este doar o, o umbră, am putea spune, de ceea ce ne așteaptă când Isus Hristos va avea poporul Său pregătit, ca ei să dea pe întregul pământ ultima avertizare, ultima, ultimul mesaj. Dar pentru aceasta, El îi va trebui să-i fi făcut gata. Această putere care va veni, care Biblia o numește ploia târzie. Aceasta este simbolizată în ploaia timpurie, în recoltă, în, în agricultură. Aceasta va cădea doar pe aceia care au făcut complet schimbarea. Acești primii oameni care primesc Duhul Sfânt sunt într-un proces de schimbare. Ei încă nu sunt desăvârșiți, dar sunt făcuți capabili să facă ceva ceea ce altfel n-ar putea. Aceștia când Iisus iese din sanctuar, înainte să iasă și când de acolo, din, din, această încăpere, își trimite din nou Duhul Sfânt, va veni peste niște oameni refăcuți pentru ca să fie capabil în cel mai scurt timp, întregul pământ, să fie umplut de slava caracterului lui Dumnezeu. De aceea aici vedem începutul Apoi, cu, cu, cu venirea Duhului Sfânt în această formă de capacitate, de a ne da capacitatea de a face o lucrare care n-am putea să o facem doar din noi, adică nu e posibilă ea, ja, atunci vom primi Duhul Sfânt în acest lucru. Și, din nou, probabil, se va arăta într-un fel și vizibil numai vizibil în ceea ce vom fi împuterniciți să facem, dar și vizibil ca să se vadă că nu este lucrarea noastră. Noi o doar o facem. Sunt faptele pregătite de Dumnezeu pentru noi dinainte ca să le punem în practică. Aici ei erau adunați, aici ei erau toți și au primit acest dar. Iar apoi, Isus Hristos, când și-a încheiat lucrarea pe pământ, când toți oamenii au ajuns la decizie, El va veni să ia pe ai săi, să-i ducă spre cer. Sărbătoarea corturilor, încă este să o sărbătorim. Haideți să vedem care sunt cerințele prealabile pentru îndeplinirea slujbei. Acum, când Isus îi trimite pe o săi, El le dă zestrare. Și vedem că Duhul Sfânt e cu ei în decursul acestor lucruri, pentru că ei încă nu sunt gata, ei încep să facă o lucrare, dar acum ce este condiția ca lucrarea să se facă bine? Și am luat un tablou al unui constructor. Aici avem un om care este un lucrător, un constructor el ca să construiască o casă sau orice îi trebuie un plan de construcție. Îi trebuie material de construcție. Îi trebuie uneltele pentru ca să împlinească construcția. Și ceea ce îi trebuie cel mai mult este o scală, adică o măsurătoare prin care el să poată să pună construcția în aplicare. Gândiți-vă că ai un plan, ai muncitorii, ai uneltele, ai materialul și n-ai scală. Cum va ieși construcția? Va putea ea vreodată să existe, să, să iasă bine? Nu va putea. Și apoi îți mai trebuie și capacitatea ca să faci toate acestea la oaltă. Este un tablou fizic al unui lucru pe care cu toții îl înțelegem. Noi știm că orice constructor, fără scală, indiferent cât de bun ar fi planul, indiferent cât de bune ar fi materialele lui de construcție, indiferent cât de bune ar fi uneltele lui de construcție, construcția nu va putea să iasă corect. De deci, aceea, dacă luăm acum și o aplicăm la ceea ce este creștinește, la ceea ce. Vrem să învățăm. Lucrătorul este creștinul. Ucenicii au fost chemați să meargă să-și împlinească lucrarea. Planul de construcție este Biblia, e cuvântul care Dumnezeu ne-a dat ca să știm unde să ne orientăm. Avem planul, știm ce trebuie să fac făcut. Materialul este omul. Pentru că nu mergem să-i mântuim pe animale, nu mergem să construim case și biserici materialul de construcție este omul. Uneltele, am spus, sunt metoda pe care o folosim. Da? Și ele sunt multiple. E, aici este limba, limbajul. Nu? Ce au primit ucenicii aici? Ei au primit o înzestrare, o capacitate de a vorbi în mai multe limbi. Și de ce oamenii au ajuns confuși? Pentru că mulți cred că ori toți auzeau în, în, cum să zic, în limba lor mesajul, dar Biblia spune nu. Fiecare și asculta limbajul lui. Și acum gândiți-vă că ucenicii sunt acolo și predică, și unul predică în românește, altul, adică în Diferite limbi. Și atunci, ăla care nu înțelege limba lui, îl aude pe celălalt vorbind în altă limbă și atunci zice, ăștia sunt confuși, au băut, sunt beți, pentru că el aude limba lui, dar pentru că nu înțelege limba cealaltă, el uh, nu știe ce vorbește celălalt în limba cealaltă, care o înțelege numai celălalt. Deci, capacitatea n-a fost dată ascultătorilor să asculte fiecare în limba lui prezentarea, nu? Aceasta ar fi fost că Duhul Sfânt l-a înzestrat pe ceilalți și le-a dat capacitatea să înțeleagă uh, în limba lor evreiește. Dar nu a fost așa. Ucenicii au fost înzestrați cu a vorbi în orice limbă. Și probabil când se adresau unui grup din uh, Etiopia, ei vorbeau limba lor pe care au învățat-o acolo. Și grupul celălalt care au auzeau zice, ăștia ce limbă vorbesc? Că nu știam ce vorbește el. Că... Ei sunt oameni neînvățați, nu au învățat nicio limbă, decât aceea care au avut-o ei maternă. Și de aceea s-a făcut sau s-a crezut că este o confuzie. Ei vorbeau diferite limbi, dar pentru că erau diferite grupuri cărora le vorbeau, le vorbea la unul în limba care grupul ăsta înțelegea și după aceea se întorcea la celălalt, vorbea la celălalt grup în limba lui. Și atunci ceilalți care nu înțelegeau limba, zice ucenicii, vorbesc în da, sunt beți, dar ei nu erau. Ei au primit, zic așa, un dar, o unealtă, da? pentru ca să ajungă la inimile oamenilor. Pentru că ei de la ei n-ar fi putut să vorbească în toate limbile, dar Duhul Sfânt le-a dat să știe. Se adresea autopianului, știa etiopienește sau eu știu ce limbă vorbesc acolo. Și se adresau celor care au crescut în, în Roma sau în, eu știu, în Egipt, greci, le vorbea în limbile lor. Aceasta este o nealtă. Nu e chiar o metodă, e o nealtă. Da? O să vedem și metoda. Deci, avem nevoie de unelte. Duhul Sfânt le-a dat niște unelte, le-a dat niște capacități. Dar ce ar fi ieșit din mesajul lor? dacă ei n-ar fi avut o lege după care să construiască și dacă n-ar fi avut Duhul Sfânt care le aduce și capacitatea și scala. Pentru că, vedeți, astăzi mulți sunt pe drum să clădească, așa zis, împărăția lui Dumnezeu. Fiecare merge undeva să facă ceva. Și de ce nu există unitate? Pentru că fiecare citește planul după scala lui. Fiecare merge după ideile lui. Pentru că dacă n-ai o scală cu care să interpretezi planul, nu? Că și acolo, pe plan, e clar câți centimetri, milimetri, da? Și trebuie să fie exact după plan construit. Și atunci acum, dacă nu poți să citești planul și să vezi, să aplici măsura la el, cum poți să pui măsura la zidul care vrei să-l faci? De aceea, cea mai mare, eu zic, eroare prin care satana lucrează în creștin este să le ia scala. Zice, vă dau și metode, vă dau materiale, vă Explic Biblia și vă trimit la lucru. Dar mergeți fără lege. Că astăzi creștinismul nu mai are nevoie de lege. Numai legea nu mai există. Da? Și cum am spus cred că data trecută, să vorbești despre îndreptățirea prin credință. Și aceasta o fac foarte mulți. Că astăzi este modern să vorbești despre îndreptățirea prin credință. Dar să vorbești despre îndreptățirea prin credință fără să cunoști legea prin care fiecare este îndreptățit sau condamnat. Cum vrei să vreodată să știi ceva? Cum vrei să fii autentic? Sau cum vrei tu să poți să știi ce înseamnă îndreptățirea prin credință dacă nu cunoști măsura cu care se face acest lucru? Dacă nu cunoaște măsura, cum să știm? De aceea, ce rău știe că această scală ne-ar aduce și ne-ar face capabil ca toate aceste lucruri să le punem în practică. Și ea este cea mai necesară, pentru că fără scală nu poți să citești nici planul. Cum să citești? Pentru că acolo sunt numărătoare, acolo sunt, acolo sunt puși centimetri, sunt lucruri. Cum să citești tu Biblia fără scală? Adică cum poți să o interpretezi fără să ai legea cu care trebuie să o interpretezi? Cum poți să folosești materialul? Cum poți să înțelegi omul? Cum poți să știi metoda cum să ajungi la el? Dacă nu ai scală, dacă nu ai Legea vieții după care toate lucrurile funcționează. Pentru mine este una dintre cele mai reușite înșelări ale celui rău. Să-l facă pe om, pe creștin, să își facă lucrarea fără scală. Să n-aibă orientare după ce face. E cea mai absurdă situație care există. Cea mai cumplită orbire și iată că în ea ne găsim. Și evidența că noi nu avem scală este pe că nu avem Duhul Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt, haideți să vedem care este lucrarea Duhului Sfânt. Și aici am pus la o la altă acele texte pe care Iisus Hristos le-a scris în Ioan 14 și 16 despre lucrarea Duhului Sfânt. Eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângător care să rămână cu voi în veac și anume Duhul adevărului. Toată Biblia spune că legea este adevărul, pentru că acela este neschimbător, pentru că este exact imaginea lui Dumnezeu. iubirea fără lege nu există, pentru că Dumnezeu este iubire și el a dat legea, pentru că fără lege nu știi cum lucrurile să funcționeze. El va da un alt mângător care este duhul adevărului, pe care lumea nu îl poate primi pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște, dar voi îl cunoașteți că rămâne cu voi și va fi în voi. Nu vă voi lăsa orfan, mă voi întoarce la voi. Aceasta Iisus o spune înainte ca să moară pe cruce, înainte să intre în sanctuarul ceresc, le dă promisiunea. Și când a intrat în ziua rusalilor, a ziua cinzecimii, el le-a dat și el va fi noi Și el aduce ce viață? El aduce viața lui Hristos. Zice, dar mângătorul, adică Duhul Sfânt pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va duce aminte de tot ce v-am spus eu. Nu este fenomenal când aici uh, Petru, că Petru și predica lui este exemplificată aici în capitolul 2. După ce Isus a înviat din morți și ucenicii au primit învățătura Lui în acele 40 de zile, El le a promis deja dinainte că ceea ce eu v-am învățat, El vă va duce aminte. Credeți că Petru avea Biblia în mână sau vreo scrollă când a început să citeze din Ioel? Credeți că el a zis, haideți, fratele, să deschidem. Nu, el știa Că oamenii îl știau. Pe vremea aceea se citea Biblia în, în, în sinagogă, acolo erau sulurile de citire și el citea liber și aplica liber. Pentru că el știa că se adresează unui, unui, unui popor conștient de profetul Ioel. Și zice, voi vă aduceți aminte ce a scris profetul Ioel, aceasta este împlinirea făgăduinței care Dumnezeu a dat-o prin profetul Ioel. Și el a trăit 400 și ceva de ani înainte, dar toți îl știau. Și pentru Petru, deodată el își dă seama că profeția aceea este pentru acum. Aia este doar începutul pentru acum. Că pentru profeția lui el merge până când se va revărsa ploaia târzie. Și este inclusă în ea. Apoi, el citează Biblia. El citează pe David. Era David cunoscut în Israel? În, în, între evrei, acolo, în Ierusalim? Evident, pentru că era cetatea lui David, Ierusalimul. Ei toți îl știau pe David. Și acum. El citează pe David, zice, David e profet. Era David profet? Sigur. Așa ca și Pavel a devenit profet și Petru a devenit. Ei au... Nu poți să fie un alt lui Dumnezeu fără ca să fie așa zis un profet. Și atunci el zice așa, cea mai, cel mai frumos text pe care eu uh, îl consider în toată predica lui, lui Petru este Versetul 36. Să știe bine, dar toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Isus pe care l-ați răstignit voi. De deci ce înseamnă l-a făcut Domn și Hristos? Că sunt două capacități, două calități, să zic așa, ale Domnului Hristos. El a devenit rege a preluat domnia care Adam a pierdut-o. Aceasta înseamnă a devenit domn. Dumnezeu l-a făcut nou domn și Hristos. Hristos este Mesia, este mântuitorul. Prin care putem fi readuși din nou la libertate. Deci Petru vorbește prin Duhul Sfânt care îi Aduce aminte frumos toate lucrurile pe care Isus le-a învățat în acele 40 de zile după învierea din morți. Aceasta este Duhul Sfânt. El ne aduce aminte, dar trebuie întâi învățate acele lucruri. Iată următorul text. Când va veni Îngăitorul, Duhul Adevărului, vedeți că mereu și mereu. Arată că adevărul este legea. Duhul adevărului este Duhul legii. Nu poate să fie altfel. Aceasta putem traduce: Duhul adevărului egal cu Duhul legii. Are să vă călăuzească în tot adevărul. A? Căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. El mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Deci Duhul lui Hristos ne aduce viața lui Hristos. Biruința lui, credința lui devine a mea prin lucrarea Duhului Sfânt. Dar cel mai frumos este exemplificat în următorul text. Și când va veni El, Duhul Sfânt, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprienirea și judecata. Sunt trei lucruri în ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. Știți, dacă noi cunoaștem legea, pentru că el o explică, păcatul poate să fie numai într-un singur loc, la în cine te încrezi. Nu există alt loc unde poți păcătui. Pentru că aici începe procesul, orice proces în viața unui om începe cu încrederea. Și în cine te încrezi, tot restul este doar o, uh, un lanț de reacții care nu se pot întoarce. Dacă prima verigă e bună, totul e bun. De aceea păcatul sau păcatele care noi le săvârșim sunt doar rezultate ale păcatului la singular și anume a, în cine îmi pun încrederea. De aceea el va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul. Da? Când Petru a vorbit claritate, ce au, ce -au realizat cei care l-au ascultat? Zice, ce Fă, facem! Și atunci ce realizează? O, ce a zis Petru? Nu știu ce trebuie să faceți? Nu, a zis foarte clar. Pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu ca să primiți iertarea păcatelor și Duhul Sfânt. Deci, el aduce pe om claritate că el este împrijonerat. Nu se încrede în Dumnezeu. Pocăința înseamnă reîntoarcerea la încrederea în Dumnezeu. Aceasta e pocăința. Nu are alte definiții, pentru că aici, prin pocăință, învingem firea păcătoasă și ne încredem din nou în Dumnezeu. Deci Duhul Sfânt, Duhul Adevărului, Duhul Legii, da? El aduce păcatul. Pentru că aici se vede ce este în om păcatul. În ce privește neprienirea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă mai veți vedea. Și în ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acestea este judecat. Haideți să le vedem un pic mai amunțit. Prima lucrare a Duhului Sfânt este cunoașterea păcatului, adică cunoașterea legii. Fără lege nu există păcat. De aceea a spune Duhul adevărului sau Duhul legii este același lucru. Prin cunoașterea legii, noi ne cunoaștem pe noi și știm că avem o fire păcătoasă care ne distruge, care crede că ea este Dumnezeu. Prin Duhul Sfânt, prin cunoașterea legii, noi cunoaștem că suntem captivi în firea păcătoasă, adică nu putem împlini. Asta este captivitatea în păcat. Vrei să faci binele și faci răul. N-ai nicio șansă, ești captiv vândut păcatului. Pocăința și o convertirea este nimic altceva decât schimbarea gândirii. Dacă te încrezi în Dumnezeu, se schimbă motivația, se schimbă, nu mai dai ca să iei, ci iei ca să dai, totul este schimbat și toate lanțurile care sunt legate de această primă verigă sunt schimbate așa cum trebuie să fie. A doua lucrare a lui Dumnezeu este să ne dea neprienirea lui Hristos, să ne dea viața nouă a lui Isus. Da? Acum viața asta nouă este doar legalizată, adică suntem -o cotiți doar neprihăniți sau suntem făcuți neprihăniți. Și aici e toată discuția. Cu ce folos i-ar trimite Iisus Hristos pe, 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 ucenicii Lui în această lume ca să facă altceva decât să dovedească în viața lor că Duhul Sfânt aduce acea neprienire. Cu ce altceva? Și citesc mereu, pentru că Nimic nu descrie mai frumos decât Roman 8, 3 și 4, că lucrarea se face în noi, căci lucru cu neputință legi, întrucât firea pământească o făcea fără putere, Dumnezeu a sândit păcatul în firea pământească, trimițând din pricina păcatului pe însuși fiul său într-o fire asemătoare cu a păcatului, pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului, Deci primim o viață nouă, viața lui Hristos. Dar ea este în noi, că Duhul Sfânt va fi în noi și noi vom da pe față prin felul nostru de a fi, că harul Dumnezeu este schimbător de viață și nu doar un, o parte a vieții, ci o completă schimbare. Există o perseverență în lupta Credinței. Fără acest plan, n-am ști cum omul poate să fie mântuit. Că legea nu ne poate mântui. Dar legea ne poate duce la Hristos. Ea ne arată să vedem unde trebuie să luptăm. Apoi este angajamentul total la slujba care Dumnezeu ne-a dat-o. Este aptitudinea de a efectua eficient serviciul. Toate acestea vin din Duhul Sfânt, a doua lui lucrare. Și a treia lui lucrare a Duhului Sfânt este aceea de a ne da judecată, adică prin El ori suntem eliberați, ori o sândiți. Da, el e macazul, de aceea există acel text a păcatului potriva Duhului Sfânt, pentru că atunci când nu colaborezi cu el și ajungi acolo să nu te împietrești ca total, atunci tocmai lucrarea Duhului Sfânt te condamnă. Pentru că el a venit și a fost transmis să-ți aducă mântuirea, eliberarea, dar cine respinge, acela este condamnat prin el. Deci toate aceste lucrări care sunt ale lui Hristos, Duhul Sfânt le aduce în viața noastră. Pentru că Hristos, ca om, nu poate să fie în inima noastră. El este în sanctuarul ceresc, în fizic. Prin Duhul lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, El poate trăi în inimile noastre și oriunde. Pentru că El aduce ceea ce este a Lui. Haideți să vedem scurt care este diferența între daruri și roada Duhului. Aici este roada exemplificată prin această, acest struguri. Caracterul este roada Duhului Sfânt. Care sunt darurile? Sunt uneltele, sunt acele capacități da? pe care Duhul Sfânt ni le dă, aptitudinele, putem citi legea, putem, avem aici măsurătoarea, da? avem toate lucrurile la, la dispoziție pentru ca să fim făcuți capabili să facem lucrarea, să o încheiem. Roada Duhului este dependentă de conlucrarea noastră împreună cu El. Darurile sunt independente de conlucrarea noastră. Adică, dacă eu primesc un dar ca să fac ceva, aceasta nu depinde de mine dacă îl primesc sau nu. Depinde doar de Duhul Sfânt. Eu îl folosesc, clar. Dar, ca să devin un alt om, caracterul meu să fie caracterul Domnului Hristos, atunci eu trebuie să conlucrez. E o luptă continuă ca să putem să ajungem la desăvârșirea caracterului. Acolo trebuie să lucrăm împreună. Dar aceste două lucrări merg împreună, ele nu se pot, se le pot separa ca, ca, atare, dar una și cu alta trebuie să le avem pe amândouă ca să ajungem la desăvârșire. Deci ce trebuie să fie îndeplinită în biserică de Duhul Sfânt? Ce trebuie Duhul Sfânt să realizeze în biserica lui Dumnezeu, el trebuie să aducă în de plină în Dumnezeu credința lui Iisus. El trebuie să aducă o ascultare completă în plină legii celor 10 porunci va trebui să fie complet arătată în viața celor uh, neprihăniți și aceasta va fi biserica din timpul din urmă. Cei aleși vor dovedi aceasta și noi știm numărul lor 144.000. Ei vor avea de plina cunoașterea dragostei lui Dumnezeu o vor cunoaște atât cât un om e capabil să o cunoască și vor reflecta complet natura iubitoare a lui Hristos. Închipuiți-vă pe acest pământ o de mii de oameni care trăiesc ca Hristos, care vestesc Evanghelia Lui. S-ar face lumină pe pământ cu doar 100 de mii, doar 144 de mii? S-ar face. De aceea, haideți să știm de ce studiem aceste lecțiuni, de ce ne uităm la faptele apostolilor. Nu ne uităm ca să ne uităm la istorie, ci vrem să învățăm din istoria aceasta, să ducem înainte standardul, să ajungem noi la capătul lucrării pe care Hristos a dat-o lor. Ștafeta o preluăm, dar nu ca să o mai dăm la, la, departe, ci ca să o dăm în mâna lui Hristos când va veni. Aceasta este Chemarea noastră, aceasta este favoarea pe care o avem. Vrei să o pierzi? Vrei să pierzi această, această favoare de a duce ștafeta în mâna Domnului și a zice, Doamne, lucrarea pe care ne-ai dat-o. Serviciul care l-ai dat apostolilor și noi l-am preluat. Iată a ajuns la sfârșit. Ce o punem în fața picioarelor tale, lucrarea este neplinită. Ce este mai frumos decât să duci tafeta la capăt și să intri în bucuria Mântuitorului care va zice Amin, lucrarea s-a sfârșit. Amin.